Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Magda, pentru cei care nu mă știți și, după cum vedeți, m-am tuns. M-am tuns mai scurt cu afeza mea, că tot vorbeam până am descoperit că e scurt, dar, în fine, crește la loc. Acum, pentru că în ultimele zile a fost o mare nebunie și toată lumea a luat o razna cu tot ce se întâmplă, m-am hotărât că voi începe vlogmasul de astăzi, pentru că nu știu exact când voi pleca la Pitești, așa că vreau să aveți măcar câteva videoclipuri. Eu sper să mă țin de treabă și să filmez, dacă nu în fiecare zi, aproape în fiecare zi. Pentru că în ultimele zile nu m-am simțit deloc bine și nu știu dacă se vede, dar am tot felul de probleme și pe față și peste tot. Și eu sper sincer să reușesc să mă țin de acest vlogmas. Și voi începe această primă zi cu un shopping haul de Crăciun. Deși nu sunt numai lucruri de Crăciun, dar marea majoritate sunt de Crăciun. Printre ele sunt și unele chestii pe care le-am spart, pentru că v-am zis că nu m-am simțit bine și tot alea merg prost zilele astea. Se pare că Marte retrograd sau ceva, Mercur retrograd sau cum zice. Mi-am spart și tableta, am reușit totul, așa că sunt perfect. Dar o să încep cu ce am luat de la Jumbo, pentru că eu zic că sunt cele mai multe. Sper că sunt cele mai multe. Jumbo și Kik au fost atunci aproape pe unde am colindat eu în ziua respectivă. Și de la Kik am luat unele chestii de care am și uitat și le-am luat special ca să le pun pe globurile acelea de lemn. Dar acum nu mai sunt convinsă că vreau să fac așa. Mă gândesc că parcă aș vrea totuși să și pictez pe ele, dar o să vedem. Încă nu m-am hotărât. Da. Îmi trebuie ochelari. Am și facturile că nu mai știam. Oricum, cele de la Kik au prețurile pe ele. Renii aceștia au pe spate chestiile astea. Au fost 4,50 lei și sincer nu mi s-au părut mult. O să-i desfac când o să-i pun în cutii să-i vedem. Dar sunt unii și metalici, nu știu cât vedeți prin chestia asta, și unii sunt cu sclipici. Așa că i-am luat, v-am zis, pentru globurile acelea de lemn. Apoi, tot la 4,50 lei, am luat brăduții aceștia. Sunt și așa și brăduții tăiați din mijloc. Brăduții aceștia mă gândeam să folosesc unele din chestiile astea și pe post de stencil. Să dau cu pasta de structură peste, nu știu dacă merge. O să văd, o să încerc. Deci da, 4,50 lei. Oricum, Kik și Jumbo au toate nebuniile pentru a face chestii creative. Apoi mi-am luat o brățară sau brățară lănții, nu știu ce este, la 9 lei, care arată așa, cu ren și sper să focuseze chestia asta. Da. Are și o chestie din material ceva. Am luat-o că eu nu prea folosesc în ultimul timp, nu știu ce, nu prea mai folosesc chestiile astea de o gățată, o e brățară până la urmă. Am zis eu, bine.
la început. Și cred că sunt mai multe brățări. Două așa. Dar le poți combina. Sper că puteți vedea și că focusează chestia asta. Pentru că afară plouă, ninge, e la poviță. Deci acestea au fost 9 lei și apoi mi-am luat și chestia asta. E cu zdrângănele, bineînțeles, nu puteam să ratez momentul. Asta este lănțic. Și pe asta am dat tot 9 lei. Chestiile astea eu le păstrez pentru că ați văzut în jurnalul acela am făcut tot felul de taguri și semne de carte și tot felul de nebunii din ele. Ia să vedem ăsta ce e lănțic sau... Da, cred că e lant. Arată așa. Nu știu cum să vi-l arăt. Așa? E ok? Vedeți? Da. Și cu zdrângănele. Așa că poate o să le port astea într-unul din vlog măsuri. Tot de acolo, la reducere, erau 6 lei, am luat toate aceste washi tape cu Crăciunul. După cum ați văzut, eu mai am. Și sincer, nu prea am folosit în ultima perioadă. Dar să sperăm că le voi folosi. Am luat și această lampă care a fost redusă de la 20 de lei la 8 lei și zice că se aprinde. Haideți să și vedem dacă se aprinde. Că a fost atât de redusă. Cred că e din aceasta de se prinde pe geam. Așa arată. Oare are baterie sau nu are? Nu știu cum se aprinde chestia asta. Dar nu cred că are baterie. Sau? Nu mai merge bateria. Funcționează. Avea o chestie la baterie acolo. Dar cât e de tare. Deci pe aceasta am dat 8 lei și e de pus pe geam. Chiar îmi place cum arată. Mă bucur că am luat-o. Apoi am luat chestia asta care e din sârmă cu steluțe. Pe asta am dat 4,50 lei. Și poate o să fac ceva, că am văzut ceva pe Pinterest care m-a inspirat, așa că o să încerc să fac câte ceva. Apoi am luat ochelarii la 20 de lei, am luat instalația aceasta. Eu am unele instalații care au început să... Săracele sunt de foarte mult timp și au început să dea rateuri sau să nu mai funcționeze, așa că m-am gândit că o să o iau pe aceasta și o să o pun la geam. Cred că aș pune-o aici, poate pe perdea. O să-i pun niște baterii să vedem cum funcționează. Funcționează, dar... chestiile astea sunt prinse, văd, cu inele din acestea de plastic și cred că intră în câte un LED din acesta în fiecare chestie de asta și probabil luminează. O să văd când le pun pe perdea cum o să fie, dar îmi place cum arată. Sunt curioasă să văd cum
ce o să dea pe acolo. De la Jumbo am toate nebunile astea. Dar separat am luat pânza aceasta la 18 lei și am luat-o și ca să o folosesc ca și stencil, pentru că pe spate e așa plasticată într-un fel și mă gândesc că dacă dau cu pastă de structură obțin așa un niște forme cât de cât ok. Aș fi vrut ceva cu fulgi de zăpadă, dar nu aveau. Am tot văzut pe net stensiluri din acelea, dar atât de scumpe încât sincer nu știu dacă merită să fac investiția. Apoi am luat o mulțime de autocolante. Am luat așa, la 2,51 lei. Și am luat 3 și pentru cadouri. Arată așa și să și cu sclipici, sper că puteți vedea. Mi s-au părut ok de cadouri și nu chiar atât de scumpe, mai ales că eu le trimit în plicuri. În afară, deci poți nu vor fi distruse. Apoi am luat pentru geam, am luat acest autocolant, acesta a fost 5 lei. Mi-a plăcut așa cu auriu și roșu. A văd că se pune și pe perete. Sincer, chestiile astea nu le-am pus decât pe geam. O să văd dacă prind pe și pe alte suporturi. Apoi am luat la 2,50 lei. Oh, sper să vedeți. Așa. Așa, cu clopoței. Sunt cu imagini din acestea vintage. Și așa. Apoi aceasta cu o mașină a fost la 5 lei. Și aceasta a fost la 7,50 lei. Mă gândeam că unele dintre ele le-aș face și cadou, dar o să văd că eu am destul de multe și, sincer, în ultima perioadă nu prea le-am mai folosit. Adică anul trecut n-am mai pus nimic, n-am mai folosit. Nu știu ce a fost cu mine anul trecut. Apoi am luat această panglică la 10 lei. Eu mai am, o să și desfac. Mai am, cred că și pe alte culori. Dar asta mi-a dat un vibe așa de Crăciun și mă gândeam să o folosesc tot așa pe globurile acelea din lemn. Foi. Arată așa. Cred că aș putea să folosesc și cu pastă de structură. Da, poate o să și o prind acolo. O să văd ce idei îmi vin la globurile alea, sunt și eu curioasă. Ultima chestie pe care am luat-o de la Jumbo este această pânză cu steluțe. Mi-a plăcut vibe-ul acesta pe care îl dă de iarnă, așa. Și tot așa am luat-o ca să o folosesc pe acele globulețe sau o să văd dacă nu și pe acea lucrare pe care o fac. Încă nu știu dacă pe lucrarea aia vreau să fac colaj sau să pictez. O să mă gândesc. Dar apoi am fost la Leroy Merlin și am luat niște globulețe. Glopin alb la 7,90 lei acestea. Pe acestea tot așa le-am luat ca să le folosesc
în decorațiunile acelea cu lemne sau cu globuri, dar special pentru cele cu lemne. Apoi am luat globulețe la 4,90 lei. Opa, opa. Stați că s-au prins între ele. Hei. Acestea sunt. Din păcate, acestea mi-au căzut jos și, după cum vedeți, le-am și spart. Deci, pe lângă tabletă, am mai făcut o treabă. Și acestea au fost la 5 lei, 4,90 lei, și acestea la 7,90 lei, ca și cele albe. Mă gândesc că pe lemnele acelea, pe lângă conurile de brad pe care le am, și chestiile astea vor arăta ok. Sper să iasă ceva frumos. Așa că am de lucru toată perioada asta. Apoi am fost la un magazin din Piața Mare, când cobor pe lângă Podul Minciunilor. Și la 9 lei am luat chestiile astea. La Leroy Merlin au fost mai ieftine, dar asta este. Și pe acestea am dat 5 lei. Stați că s-au încurcat între ele. Trei așa. Albe și pe auriu. Fiecare 5 lei. Destul de mult. Dar noroc că n-am luat multe lucruri de acolo. Și am mai luat artificii așa tot la 5 lei. Și din acelea, cred că normale. Da, așa arată. Îmi place să folosesc artificii în noaptea de anul nou. Apoi am fost la librărie să scot imaginile acelea pentru machetă și mi-am scos și eu niște imagini pentru carte și bineînțeles că 100 de lei am lăsat acolo pentru că am văzut Acțiplex și am zis că nu mai au, dar nu m-am putut abține. Le-am văzut pe acestea, 9 lei au fost acestea, apoi așa 6 lei. Din acestea am folosit și pentru la jurnalul acela pe care l-am făcut. Și așa. Acestea tot la 6 lei. A, și astea tot 6 lei au fost, nu 9 lei. Așa. Tot la 6 lei. La 5,50 lei așa. La 6 lei așa. Și am luat și cu flori câteva. Așa la 6 lei. Și acestea tot la 6 lei. Da, trebuie să mă opresc cu sticărele că deja sunt foarte multe. Apoi am fost la magazinul acela chinezesc, după cum știți, și acolo am lăsat o vreo 100 de lei. Am luat la 7,50 lei banda aceasta. E din material și e cu trenuleț. Mă gândesc că voi încerca să folosesc pe globurile acelea. Mi se pare foarte drăguță. Poate chiar voi încerca să decupez un trenuleț din ăsta cu foarfeca și să-l lipesc acolo. O să vedem. Și cred că tot la același preț am luat și banda aceasta. O să o desfac să vă arăt. Astea sunt din material. Dar cum am lipit și acela textil și sincer foarte mulțumită de el am fost cât am făcut jurnalul acela. Chiar a ținut, nu știu ce n-a ținut prima oară. Așa arată banda.
Da. Apoi, la 10 lei, am luat ursuleții aceștia. Și mă gândeam să-i folosesc la lemne. Să vedem ce ies cu lemnele alea, că sunt și eu curioasă. Și la 5 lei 50 am luat fundițele acestea. Sunt din plastic, cred că, sau ceva. Tot așa pentru globulețe. Cam atât a fost ce am luat, dar da, și aici am lăsat tot vreo 100 de lei. O căruță de bani peste tot. Apoi am fost la Auchan și am luat acest ornament cu căprioară la 9 lei. Mai am unul de anul trecut pe care nu l-am folosit. Dar e și cu căprioare și cu pasăre, așa. Sticăre? A. Fulg zăpadă. Nu știu care din ele sunt. Am luat două șabloane de hârtie la 3 lei. Așa și așa. Le-am desfăcut pe toate ca să le vedeți. Așa arată. A, cred că ăsta e de două ori. Așa. Sper să le vedeți. Asta e așa. O, și ăsta e de două ori. A, cred că de două ori erau fiecare. Adică am crezut că sunt diferite, dar se pare că nu. Și așa. Le-am luat tot așa ca să fac cu pastă de structură peste. Și chiar mă bucur că sunt câte două, că nu știu cum reacționează. Pasta aia de structură reacționează cam ciudat la carton și hârtie. Ați văzut că am folosit ăla din carton pe care l-am tăiat de pe spatele unei reviste și până am pus toată pasta aia de structură, tot cartonul s-a lipit de ea, de pasta de structură. Așa că sunt curioasă să văd cum vor fi astea. Dar da. Apoi am luat șervețelele acestea. Și sincer am uitat de ele. Pe acestea am dat 5 lei. Și mă gândesc dacă nu ar fi faine să folosesc la pe șervetul acela. Încă nu sunt convinsă ce voi face acolo. Dar da. Și apoi am mai luat la 7 lei. Sticărele astea, două am luat așa, de pus pe geam. Cred că la fel. Am, ba da, sunt la fel. Am geamul acesta, pe care un sticker din ăsta va intra, dar după aia celălalt nu cred că va intra nici pe ușă și nici pe geamul de la bucătărie, o să văd. Oricum, am spălat geamurile. Norocul meu ăsta a fost că nu știu dacă mai apuc să fac curățenie în casă. Da, o să vedem ce fac eu în zilele astea de vlogmas, pentru că o să fac cu voi. Că poate îmi dați un imbold ca să am curaj să fac tot ce trebuie. Apoi am fost la JISC și de la JISC nu am luat foarte multe. Cred că numai chestia asta am luat-o de Crăciun. Această hârtie de împachetat. Și aceasta a fost,
cred că am undeva 5 lei. Redusă de la 8,50 lei. Cu cerbi. Și poate voi decupa un cerb din acesta. Mai ales încă nu știu ce o să fac pe hârtia aia. Sau o să încerc să pictez unul. Nu știu. Nu știu. Apoi a fost la mandarin și acolo a fost un mare dezastru pentru că am luat o mulțime de chestii. La 2 lei am luat pungile acestea și au și chestie de asta, cred că văd că scrie Winter Wonderland, poți să pui dulciuri în ele. Hopa, stați că avem mai multe chestii. Au și așa. Și sunt un fel de taguri. Și chestia asta. Și o să scot o pungă din aceasta. O, ce fain arată. Sunt ca să pui biscuiței și dulciuri când faci cadou. Dar eu n-am cum să pui să fac cadou, așa că mă gândesc dacă n-aș putea decora cu ele ceva. O să văd. Îmi plac chestiile astea deasupra așa și mă gândesc că poate aș încerca să văd cum dă pe un... Eventual să lipesc un șervețel din acesta, așa, și să pun deasupra fulgeștea de nea. Eu am mai multe șervețele, mi-am adus tot ce am avut cu Crăciunul, așa că... acestea sunt un set, deci pe ele am dat 2 lei și am mai luat un set așa. Vară pe spate, nu-l mai desfac, așa arată. Și are pe crem chestia asta. Da. O să văd cum o să folosesc. Că poate o să folosesc și la lemnele acelea. O să vedem ce iese. Ca să vă dau idei. Dacă găsiți pungulițe sau eu știu și celofan din acela de împachetat, să vedem ce putem face cu astfel de chestii ca să ne creștem creativitatea, că se pare că avem nevoie. Apoi am luat la 5 lei chestia asta. Asta tot așa, am luat-o ca să decorez care și pata aceasta, să pun pe ea globuri. Da, de ce nu? Și globurile acelea, dar și conurile de brad. Că am o mulțime de conuri de brad pe care vreau să le folosesc. Apoi la 5 lei am luat această lumânare din plastic. Luminează, nu știu cum o puteți vedea. Are o culoare mai ciudată. Asta a fost 5 lei și am luat una mică la 3 lei. E cu un sidep din acesta. Nu vedeți culorile care sunt cu roșu și mov. Galben și mov, de fapt. La 3 lei am luat ghirlanda aceasta cu animăluțe. Și pe aceasta am luat-o pentru că mă gândesc să fac, așa arată, mă gândesc să le decupez de aici și să fac niște lucrări cu ele. Și de fapt ariciul ăsta m-a inspirat tare mult.
Pentru că vreau să fac ceva cu mini pompoanele acelea. Deci o vulpiță pe spate. Da. Mi s-au părut foarte drăguțe chestiile astea. La 3 lei am luat chestiile astea roz. Ați văzut ce bine dau pe jurnalul acela? Da, poți decora orice. Așa că poate și pe globurile acestea o să încerc să fac ceva. Cred că unul, două o să fac și colaj și restul o să le pictez pe acelea de lemn. Apoi am luat o chestie la 5 lei. Este, cred că, un poster cu Thailanda, cred. Că tot vreau eu să merg în Thailanda. Și pe asta le-am luat pentru că mă gândesc să-mi fac așa ca un fel de vision board pe care să-l am tot timpul pe perete. Și încă nu știu exact cum îl voi folosi, dar asta a fost scopul. Apoi la 15 lei am luat acest puzzle. Înăuntru sunt 4. Așa? E bine? Cum le-am pus? Da. Și l-am luat, că mă gândesc, l-am luat pe cel mare de la IMEI și mă gândesc că în schimbul lui o să le duc chestiile astea. Așa arată. Ele sunt deja făcute, dar eu o să le desfac și o să le... O să-i pun să le facă din nou. Să vedem cum funcționează. Nu mi s-au părut scumpe la 15 lei. Și l-am luat și pe acesta. Cu animale. Tot așa, patru puzzle-uri. Oh, arată foarte fain. Și acesta cu lei. Și sunt din lemn. În spate. Foarte interesant. Astea le pot și înrăma. Pentru copilași, iară, sunt foarte bune puzzle-urile astea. Și de ce nu și pentru noi, că avem nevoie. Apoi am luat la 10 lei cremele astea de mâini. Sincer, nu știu cum sunt. Arată așa. Cred că au diverse mirosuri. Asta este Sakura. Ia să vedem. Oh, miroase bine. Sunt curioasă cum sunt pe mâini, pentru că în ultima perioadă am nevoie de cât mai multă cremă de mâini. Acesta este cu extract de cocos. Acesta cu mușețel. Păcat că nu pot folosi tuburile acestea. Acesta cu trandafiri sau bujori, ceva. Sunt foarte faine tuburile. Și acesta cu trandafiri. Acela era cu bujor și acesta cu trandafiri. La 10 lei, fiecare tub are, vă și zic cât, câți mililitri, nu scrie, 30 de grame. Puțin, dar e ok. Să mai schimb, să nu curioasă să văd cum sunt ele. Ca și brand, așa. Și ultimul lucru pe care l-am luat la 9 lei este această stea.
Este din metal. Și e depus la geam, e doar cu sclipici și atât. Mă gândesc că o voi pune aici pe ușa de la balcon sau poate chiar pe înăuntru la atelier. Și să o văd din casa. Acesta a fost shopping haul-ul din primul vlogmas. Acum mă gândesc că aș vrea să lipesc chestiile astea pe geam, să văd cum arată și poate să prind și chestia asta. Și să văd ce mai reușesc să fac, dar astăzi vreau să mă apuc să pictez globurile, neapărat astăzi, că nu se mai poate. Da. Să-i dăm bătaie. Nu ajunge pe tot geamul, dar aici în colț mă gândesc că o să mai pun niște acțipilduri din acestea pe care le-am de anul trecut și din alți ani. Dar după cum vedeți, mi-a înflorit panseluța aceasta de Parma. Asta cred că va muri în curând. Și mi-au înflorit orhideele. Întotdeauna iarna înfloresc chestiile astea, nu înțeleg care e legătura între ele și iarna, dar mă rog. Însă florile mele mor, săracile, pe zi ce trece, câte una, după ce le-am schimbat pământul, așa că asta este, dar îmi place foarte mult cum arată. Chestia asta e superbă. Și celălalt, încă nu știu unde o să-l pun. M-am hotărât, o să pun chestia aia sus pe această oglindă, pentru că aici este masa mea, așa că o să văd tot timpul acest acțibild și mă gândesc dacă să nu decorez doar cu acțipilduri din acestea, pentru că am, cred că, o sacoșă întreagă. Dar da, asta voi face acum. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. Tis the season to be jolly. Așa arată. Se pare că are un aspect așa de 3D, tocmai pentru că e oglinda și oglindește imaginea aceea, dar cred că arată superb. Voi ce ziceți? Sunt încântată! Uai, îmi place la nebunie! Mă bucur că am avut ideea să pun pe oglinda, pentru că așa o să văd tot timpul, așa aici la geam mai mult de afară se vede, dar dă vibe-ul ăla de iarnă. Chiar îmi place cum ești. Chestia asta nu o să o pun nici pe geam și nici pe ușă, pentru că eu am draperii din acelea care se trag lipite de geam. Așa că mă gândesc. Acum nu știu care e fața și care e spatele la chestia asta. Așa sau așa? Cred că asta e fața. Așa se lipește. Una e cu alb, așa. Și aceasta e mai transparentă. Și mă gândesc să o lipesc pe vitrină. Oh.
Așa arată. Oh, da. Chiar îmi place. Am cumpărat o mulțime de chestii de la Jumbo, așa că m-am gândit chestia asta. Eu nu o să opresc decât una, celelalte le fac cadou. Dar asta mă gândeam că o să o lipesc în jurnal, pentru că pe spate are bandă din aceea dublu adezivă și, sincer, nu știu cum rămâne pe geam. De pe farfecă se ia foarte greu, vă spun. Știu că există niște farfeci din acelea speciale pentru benzile astea dublu adezive, acestea mai groase, cu spumă, care nu se lipește nimic. Așa că o să caut niște farfeci din alea, dar de fiecare dată când tai, trebuie să le dau cu spirt, cu de 1000 de ori până se duce prostia asta. Însă am astea și mă gândesc dacă acolo în porțiunea aia la geam, nu cumva aș vrea să prind așa ceva. Și acum încerc să dezbat care din aceste acțifilduri să le țin și care să le dau cadou. Pentru că sunt foarte multe. Unele le-am luat pentru păsărele, că mi-au plăcut. Și astea sunt faine. Pe care să le țin. Și asta are un globuleț de pasăre. Hop. Păsărele. Dar și astea au păsărele. Acum nu știu care. Să văd care mă decid. Cred că toate de geam, nu? Mă gândesc. Da, decorație în fereastră. Trebuie să păstrez doar una, pentru că am foarte multe și, v-am zis, am trecut, nici nu le-am folosit. Așa că, da, mă decid și vedem ce pun pe geam. Priviți cât e de drăguță. Păsărica și cadoul. Pe asta mă gândesc să pun undeva aici. Oricum o să le scot și pe celelalte și o să mai decorez și în alte zile. Acum vreau doar să folosesc câteva din ce am cumpărat și atât. Steluțele acestea, nu știu cât vedeți, nu sunt decupate, așa că o să le tai eu cu farfeca, că e păcat să rămână nefolosite. Și le-am tăiat eu chiar perfecte. Dar da. Așa arată. Nu știu cât mai reușit să vedeți că s-a înserat. Și oamenii aceia de zăpadă i-am pus aici în colț în continuarea acestui acțipild și restul am pus pe lângă. Oricum o să mai decorez și cu celelalte pe care le am. Dar îmi place cum a ieșit. Iar aceasta este vitrina. Și tot așa voi pune și din cele pe care le am. Steaua aceea am prins-o de ușă până la urmă, înăuntru. Sper să și țină chestia aia. Am pus și
unul din plastic, așa să văd dacă ține un suport din acela, dar ăla cred că în câteva minute va cădea. Sunt curioasă asta cum va ține, pentru că deja mi-a căzut de 3 ori steaua asta, așa că da. Dacă va fi intactă până la sfârșitul sărbătorilor, va fi ok. Și ultimul lucru pe care vreau să-l mai fac astăzi și apoi vă las în liniște și pace, este să pun chestiile astea și mă gândesc că aș vrea să le prind de perdea într-un fel. Acum nu știu exact cum o să prind nebunia asta. Da. Decizii, decizii. O să văd exact unde o să le pun. Pentru că deasupra vroiam aici la fereastră. Dar o să văd. Sincer, afară nu le-aș pune pentru că vreau să mă bucur de ele. Și afară nu le văd. Așa că o să le pun înăuntru, dar o să văd exact unde. Poate da, pe perete nu am cu ce să le prind. Deci pică toată treaba. Că scociul nu cred că ține. Însă cu ce tai eu nebuniile astea acum? Că trebuie ceva ascuțit. Da. Da, deci nu faceți ca mine. Dacă luați așa ceva. Astea, așa rămân ele cu chestiile astea lipite. Credeam că se bagă înăuntru, dar am desfăcut una. Pentru că ingineria din mine a funcționat. Astea nu au, nu sunt goale, sunt lipite, adică sunt dintr-o singură bucată înăuntru, deci nu intră becul acesta în ele. Așa că acum trebuie să mă gândesc cu ce lipesc chestia asta înapoi. Asta venea aici așa. Cred că o să lipesc cu scociul pe care îl folosisem pentru steaua aceea și care n-a funcționat. Dar da, dacă luați așa ceva, așa sunt. Asta este. Am stricat un din acesta. Cred că am niște cleme din acestea. Klebe band în germană, că de doar așa le știu, dar da, o să prind asta din nou. Însă se pare că așa vor rămâne. Opa, poate o scap și pe asta. Căci. Și așa sunt. Ok. Până la urmă, m-am hotărât că o să le prind aici, în zona aceasta, dar o să fac asta după ce o să fac ordine prin casă. Așa că poate mâine mă apucă vreun exces de zel. Dar da. Astea altă dată. Acum o să strâng și o să bag toate chestiile astea și o să mă apuc să pictez totuși globurile acelea și să fac videoclipul ca să-l aveți astăzi. Deci, bun venit, Vlogmas! Noi ne vedem mâine să vedem ce mai facem. Aoleu, ce e aici?